Aventura bărbatului cu gura strâmbă de Arthur Conan Doyle. Dramatizare radiofonică de Eugen Cristea. Traducere de Andrei Bantaș. În rolul lui Sherlock Holmes, Mircea Constantinescu. Doctorul Watson, Eugen Cristea. În alte roluri, Cristina Deleanu, Janin Stavarache, Cosmin Șofron, Ștefan Velniciuc. Delicios ceaiul, draga mea, delicios. Mă bucur, dragul meu, că îți place. Dragul meu, încă un pacient, probabil. Probabil. Va trebui să pleci iar și abia te-ai întors acasă. După o zi istovitoare, trebuie să recunosc. Doamna Whitney. Poftă-și înăuntru, te rog. Doamne, vă rog să mă iertați că am îndrăznit să vin la această oră total nepotrivită. Sunt îngrozită. Ce? Am mare nevoie de ajutor. Doamne, dar e Kate Whitney. Kate Whitney. Fosta mea colegă de școală. Dragă. Kate. Voi, ne-ai speriat foarte tare, dragă noastră, da. Nici nu te-am recunoscut când ai intrat. Nu știam ce să fac, așa că am venit direct la voi. Foarte bine ai făcut. Martir? Da, doamnă? Adu-i, te rog, doamne, uite un pahar cu vin. Îndată, doamnă. Kate, uite, așează-te aici, da, și folosește de totul de a fi la păr. Vrei să trimit pe James la culcare? E un pic obosit. Dragii mei, am mare nevoie de sfatul și de ajutorul. De ajutorul dumitale, doctore. Da. Este vorba despre soțul meu, Aiza. N-a mai dat pe acasă de două zile. Sunt din cale afară de speriat. Te rog, liniștește-te, te rog. Poftim, doamna. Mulțumesc, Martin. Mulțumesc. Da, Kate. Te rog, Kate. Doamne, să nu se fi întâmplat ceva grav. Spune-mi, Kate, bănuiești cumva pe unde ar putea fi? Din păcate, da. Probabil v-am mai povestit de patima lui de a fuma opium. Da. E greu să vorbesc despre asta. A fost influențat de Quincy după ce i-a citit romanul Confesiunile unui opioman englez. În ultima vreme merge la o tavernă din partea de răsărit a City-ului. Acolo se fumează opium în dragi. Da, am auzit și eu că se petrec niște lucruri foarte ciudate în taverna aceea. Da, draga mea, și dacă nu mă înșel, se numește Lingoul de Aur. Da, se află pe ulicioara Upper Swandam Lane. Așa este. Până acum, orgiile soțului meu n-au ținut mai mult de o zi. Seara venea acasă slăit de puteri și tremurând din toate închieturile. Dar acum ce vă fac? Kate, drept să spun, știu eu, îmi place să cred că totuși cea mai bună soluție ar fi să dau eu o raită până acolo. Merg și eu, James. Nu, n-are niciun rost, draga mea, Kate. Eu sunt medicul lui curant, nu uita, și am o oarecare influență asupra lui. Rămâi aici, sper să îți dau foarte curând o veste bună. Să știi că dacă îl găsesc, ți-l trimit acasă în maximum două ceasuri. Doamne. Doamnele mele, la revedere. La revedere, grijă, doctor. Și mulțumesc. Da.
Atenție! Deja pregătită pe pat. Da, puteți merge la patul de colo. Da, da, mulțumesc, amice, mulțumesc foarte mult, dar trebuie să spun că eu n-am venit să stau. Oh. E pe aici un prieten de-al meu, se numește Isa Whitney. Și aș vrea să stau de vorbă cu el. Îl știi cumva? Oh, cum să nu? Iată-l colo. A, nu văd. În întuneric, colo. Precis, mă, vreți un fum? Amice, ți-am spus și îți repet, nu. Nu, mulțumesc foarte mult. Pot să ne lași o clipă singur? Clientul nostru, stăpânul nostru. Da, mulțumesc. Ține! Dumnezeule, Watson! Da, Isa, Watson în persoană. Ascultă, Watson, cât e ceasul? Aproape 11. Și ce zi? Cum ce zi? Ce zi? Vineri, 19 iunie. Doamne, Dumnezeule! Credeam că e miercuri. Miercuri? Sigur e miercuri. Ce-ți venit să mă sperii, Watson? De ce mă sperii? Isa, liniștește-te un pic. Ascultă, omule, ți-am spus că e vineri. Vineri, 19 iunie. Nevastă-ta te așteaptă de 2 zile. Ar trebui să-ți fie rușine. Măi, chiar îmi este, Watson. Da, e imposibil. E imposibil, Watson, te-ai zăpăcit. Isa, nu sunt aici decât de câteva ceasuri. O, Doamne. Am fumat doar 3 pipe, 4. De fapt, sau știu eu, poate mai multe, dar o să vin acasă cu tine. Nu vreau să o sperii pe Kate, pe micuța mea, Kate. Hai, dă-mi o mână. Da, dă-mi o mână. Ai o birjă? Da, i-am spus să mă aștepte. Atunci plec cu ea. Probabil că trebuie să plătesc mai întâi, nu? Vezi tu cât datorez, Watson. Bine, Isa. Sunt cam dărâmat. Nu mai sunt în stare să fac nimic. Da, e în ordine, Isa. Am să mă ocup eu de tot. Te rog, ai grijă de tine. Ajută-mă, te rog. Ține. Sărmanul om. Watson! Watson! Treci pe lângă mine, apoi întoarce-te și privește-mă. Holmes! Holmes, mai să nu te recunosc! Dragul meu, credeam că ești un bătrân gârbovit. Extraordinar, rămâi același mare maestru al deghizărilor. Fantastic, fantastic. Dar iartă-mă că te întreb, ce Dumnezeu cauți în spelunca asta? Pot să vorbesc și mai încet. Am urechi foarte, foarte bune. Văd că ai scăpat de idiotul ăla de prieten al tău. Sherlock. Cred că e prea frân ca să mai facă vreun buclu. Nu uita să-i trimiți distinsei tale soții un bilețel prin care s-o anunți că ți-ai legat soarta de-a mea. După ce îi dai biletul birjarului, te rog să mă aștepți afară. Vin în 5 minute. Dragul meu, Sherlock, știi că nu-ți refuz niciodată nimic și trebuie să spun, sunt tare curios să aflu despre ce e vorba. Vei afla imediat. Hai, du-te. Imediat.
Sper, Watson, că nu se închipui că am adăugat patima opiumului la injecțiile cu cocaină și la celelalte mici slăbiciuni despre care ai avut bunătatea să-mi dai sfaturi medicale. Dragul meu, am fost foarte surprins să te găsesc acolo, mărturisesc. Dar nu mai surprins decât am fost eu când am dat ochii cu tine. Venisem să caut un prieten. Și eu să caut un dușman. Un dușman? Da. Unul dintre dușmanii mei firești, sau cum să zic, dintre victimele mele firești. Mm. În două vorbe, Watson, mă aflu în plină anchetă, un caz cu totul remarcabil, ale cărui ițe speram să le aflu printre nenorociții care își fac veacul pe la lingoul de aur. Mm-hmm. Dacă m-ar fi recunoscut cineva în sperunca aia de ochiată, viața mea n-ar mai fi valorat nici cât o ceapă de gelată. E adevărat. Asta pentru că nemernicul de marinari, indian, patronul, mi-a jurat răzbunare. În spatele clădirii, aproape de docul Paul, se află o trapă care ar putea spune multe povești sinistre despre lucrurile care au căzut prin ea în nopțile fără luna. Lucruri? Sherlock, poate vrei să spui trupuri omenești? Exact! Dacă am avea câte 1000 de lire pentru fiecare nenorocit lichidat în spelunca aia blestemată, am fi niște oameni foarte bogați. E cea mai cumpită capcană de pe tot malul fluviului și tare mă tem că Neville St. Clair a intrat în ea și nu o va mai părăsi niciodată. O clipă! Grijă! Yes, vii cu mine, Watson, nu? Dragul meu, Sherlock, dacă îți pot fi de vreun folos, cu plăcere. Un prieten de încredere e întotdeauna de folos. Și cu atât mai mult un cronicar al aventurilor prin care trecem împreună. Odaia mea de la The Cedars are 2 paturi. The Cedars? Da! Așa se cheamă vila domnului St. Clair. Acolo locuiesc eu în timpul cercetărilor. Vila e situată aproape de Lee, în Kent. Ne așteaptă o călătorie de 7000. Hai, urcă! Da. E în regulă, John, nu mai avem nevoie de tine. Caută-mă mâine pe la 11. Yes, sir. Aici e! Ai un mare dar al tăcerii, Watson. Asta te face un tovarăș de neprețuit. Oh. Am să-ți explic cât mai rapid cazul și poate zărești tu vreo scânteie acolo unde eu nu văd decât beznă. Te ascult, Sherlock. Ei bine, cu vreo câțiva ani în urmă, ca să fiu mai exact, în mai 1884, a venit în Lee un gentleman pe nume Neville St. Clair. Neville St. Clair? Mm-hmm. Părea putre de bogat. A cumpărat o vilă spațioasă, a aranjat curtea și grădina cu multă artă, în general trăia pe picior mare, ce să mai vorbim. Încet, încet și-a făcut mulți prieteni printre vecini și în 1887 s-a căsătorit cu fiica unui berar din împrejurime, de la care are până acum 2 copii. Nu știu exact cu ce se ocupa, dar avea acțiuni la mai multe societăți, astfel că dimineața se ducea întotdeauna la Londra, întorcându-se în fiecare seară din Cannon Street cu trenul de 5 și 14 minute. Spune-mi, te rog, Sherlock, ce vârstă are domnul St. Clair? 37 de ani. E un tip cumpătat, un bărbat bun, un tată iubitor și un om apreciat de toți cei din jur. Trebuie să-ți precizez că are un cont destul de frumușel în bancă, așa că nu se pune problema că ar avea datorii insolvabile. Interesant. Ei bine, luna trecută, domnul St. Clair a plecat la Londra ceva mai devreme decât de obicei, spunând că are treburi importante și că o să-i aducă băiețelului său niște cuburi. La scurtă vreme după plecare, soția lui a primit o telegramă prin care era înștiințată că pe numele ei sosise un pachet de mare valoare la birourile societății Aberdeen Shipping Company. Aberdeen Shipping Company? Dar pe unde vine asta, Sherlock? Birourile se află în Fresno Street, stradă ce se desparte din Upper Swander Lane. Unde m-ai găsit pe mine asta seară? Da. Doamna St. Clair a luat masa de prânz, a dus în City, a trecut pe la biroul agenției și fix la ora 4:35 după amiază se îndrepta spre Swander Lane, spre gară. Aha. Watson, m-ai urmărit cu atenție până aici? Desigur, dragul meu, Sherlock, e cum nu se poate mai limpede. Cred că ți-amintești ce zăduf a fost lung. Da. Doamna St. Clair se uita în toate părțile sperând să găsească vreo birjă, deoarece nu-i plăcea deloc strada pe care se află. Normal.
În timp ce cobora pe Swandon Lane, a auzit odată un strigăt și a împietrit când și-a văzut soțul privind-o și după cum i s-a părut ei, făcându-i semn de la o fereastră aflată la etajul unei clădiri. Fereastra era deschisă și a văzut deslușit chipul, cumplit de tulburat, după spusele ei. Soțul îi făcea semne disperate, după care a dispărut brusc, de parcă ar fi fost tras de o forță nevăzută. Extraordinar. Da. Un amănânt ciudat, pe care ochiul ei ager de femeie nu l-a scăpat, a fost că, deși purta tot haina de culoare închisă cu care plecase de acasă, n-avea nici guler, nici cravată. Foarte ciudat. Ai dreptate, Watson. Femeia s-a repezit în jos pe scări pentru că... Știu, Sherlock. Casa nu era alta decât spelunca fumătorilor de opiu. Perfect, dragul meu Watson. Mm-hmm. A trecut în fugă prin încăperea din față și a încercat să urce scara care ducea la etaj. Numai că a dat nas în nas cu nenorocitul de marinar indian de care ți-am pomenit. Na. Nemernicul a zvârlit-o în stradă. Ce ticălos, cum să te comporți așa cu o femeie? Doamna Sinclair a luat-o la fugă pe străzi și a avut șansa să întâlnească pe Fresno Street câțiva comisari și un inspector. Și? Aceștia au însoțit-o la casa amintită și, în ciuda împotrivirii patronului, și-au croit drum către încăperea în care fusese văzut domnul Neville Sinclair. Ah, Sherlock aici însă, nici urmă de el. Elementar, dragă Watson, elementar. De fapt, în catul de sus se afla doar un biet schilod cu înfățișare hidoasă. Schilod? Mm-hmm. Atât el cât și marinarul indian au jurat pe toți dumnezeii că absolut nimeni nu fusese acolo în cursul după amiezii. Erau atât de hotărâți încât inspectorul a început să șovăie și era pe punctul de a ajunge la concluzia că doamna Sinclair se înșelase. Normal. Când... aceasta se repezi deodată țipând spre o cutie mică de brad de pe masă și îi smulse nerăbdătoare capacul. Dinăuntru au căzut răspândindu-se pe jos niște cuburi. Ah, jucăriile pe care domnul Sinclair le promisese băiețelului său, nu? Perfect, dragă Watson, perfect. Treaba asta și evidenta stânjeneala schilodului l-au făcut pe inspector să-și dea seama că la mijloc e ceva grav. Mai mult ca sigur o crimă, nu-i așa? Probabil. Probabil. Odaia din față, mobilată ca un simplu salonaj, dădea într-un mic dormitor, de la fereastra căruia se vedea spatele docului. Între clădirea aceasta și fereastra dormitorului se află o fâșie îngustă de pământ uscat la ora refluxului, dar acoperit de cel puțin 4 picioare de apă când fluxul ajunge la maxim. Fereastra dormitorului e largă și se deschide de jos în sus. De jos în sus. Mm-hmm. Cercetările au indicat urme de sânge pe pervazul ferestrei, găsindu-se câteva picături și pe podeaua de lemn a odăii. Extraordinar. În dosul unei perdele s-a găsit toată îmbrăcămintea domnului Neville Sinclair, cu excepția hainei sale de culoare închisă. Se pare că fusese azvârlit pe fereastră pentru că nu s-a găsit o altă ieșire. Da. Spune-mi, te rog, Sherlock, ai ceva date despre ticăloșii implicați în această afacere, recunosc, misterioasă? Marinarul indian neagă absolut totul. Schilodul din catul de sus este fără îndoială ultimul om care l-a văzut pe Neville. Cum îl cheamă, știi cumva? Hugh Boone, cercetător de profesie, dar ca paravan se dă drept negustor de chibrituri de ceară. Cerșește adesea în josul străzii și privindu-l de multe ori, am fost surprins de recolta bogată pe care o strânge într-un timp extrem de scurt. Arată în așa hal încât e imposibil să treci pe lângă el fără să-l remarci. Un smoc de păr portocaliu, fața palidă, desfigurată de o cicatrice îngrozitoare, care datorită contracției i-a răsucit colțul buzei în sus. O bărbie de buldog și ochii întunecați, dar foarte pătrunzători, într-un contrast izbitor cu culoarea părului. Toate acestea îl deosebesc de restul gloatei de cerșetor. Normal. Șchioapătă, dar altminteri pare un tip voinic și bine hrănit. Ca să nu mai lungesc, după reflux, pe măsură ce apa se retrăgea, a ieșit la iveală haina lui Neville, dar... dar nu și trupul, nu-i așa? Exact. Dar poți ghici ce au găsit polițiștii în buzunarele hainei? Oh, de unde să știu? Dragul meu, nici nu speram să poți ghici.
Buzunarele erau doldora de monede de un penny și de o jumătate de penny, 421 de un penny și 270 de o jumătate de penny. Nu e de mirare că fluxul nu reușise să măture haina de acolo. Da, din câte am înțeles, restul îmbrăcămintei a fost găsit în cameră. Dar n-ai să-mi spui că Neville avea pe el doar haina, nu? Nu. Să presupunem că acest bun l-a aruncat pe domnul Neville pe fereastră. Primului gând a fost să se descotorosească de veșmintele care l-ar fi putut trăda. Dar i-a trecut prin minte că haina va pluti în loc să se ducă la fund. Auzind cearta doamnei Neville, neavând nicio clipă de pierdut, s-a repezit în cotlonul în care își ținea roadele cerșetoriei și a băgat în buzunarele hainei toate monedele pe care le-a putut apuca. A aruncat haina și ar fi făcut același lucru cu celelalte veșminte dacă n-ar fi auzit jos zgomotul pașilor. Abia mai avut timp să închide fereastra până la ivirea poliției. Da. Lucrul pare într-adevăr cu putință. Acum intrăm în lii. Nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Vezi lumina aceea dintre pomi? Da. Acolo e vila The Sellers. Spune-mi, Sherlock, de ce n-ai rămas tot în Baker Street pe timpul anchetei? Pentru că am o sumedenie de lucru de cercetat aici. Bine, însă tare greu să dau ochii cu ea fără nicio veste despre bărbatul ei. Ei, iată ne ajungi. Da? Poftiți? Nici o veste bună? Niciuna. Nici da? Nici. Oh, mulțumesc lui Dumnezeu și pentru atât. Intrați, vă rog, scuzați-mă. Probabil sunteți obosiți după o zi atât de grea. E adevărat. Intrați, luați loc. Sper că veți scuza halul în care arată casa. Dată fiind lovitura atât de neașteptată pe care am primit-o. Stimată doamnă Sinclair, nu trebuie să vă formalizați. Luați loc, vă rog. Mulțumim. Un ceai? Da, mulțumim. Vă rog, dar iertați-mă înainte de toate, vă rog să-mi răspundeți la o întrebare. În adâncul inimii dumneavoastră, mai credeți că Neville e în viață? Vă rog. Ei bine, doamnă, să vă spun deschis, nu cred. Oh, credeți că a murit? Da. Că a fost omorât? Nu spun asta, dar e cu putință. Iertați-mă. Și în ce zi și-a găsit moartea? Luni? Luni? Atunci, domnule Holmes, îmi puteți explica prin ce minune am primit azi această scrisoare din partea lui? Azi? Ce face? Da, chiar azi. Pot să o văd? Da, sigur, poftiți. Ce scris grosolan pe plic. Cu siguranță că nu e scrisul soțului dumneavoastră. A, nu. Dar înăuntru e ceva scris de el. Observ de asemenea că acela care a scris adresa pe plic a trebuit să se ducă și să se informeze în privința ei. De unde știți? Vedeți? Numele e scris cu o cerneală absolut neagră, care s-a uscat de la sine. Restul însă este de o nuanță mai mult cenușie, ceea ce arată că s-a folosit sugativa. Nu înțeleg. Omul a scris numele și apoi a trecut un răstimp până ce a scris adresa, ceea ce nu însemnează altceva decât că nu o cunoștea. Sherlock, dar asta este un fleac, dragul meu. Da, dragul meu Watson, dar nimic nu e mai important decât un fleac. Doamnă, iertați-mă, vă deranjează fumul de pipă? Nu, vă rog. Da.
Acum să vedem scrisoarea. Da. Ha! A mai fost ceva înăuntru. A, da, da. Inelul. Inelul lui cu pecete. Și sunteți sigură că acesta e scrisul soțului dumneavoastră? O, Doamne. Unul din scrisurile lui. Adică? Adică scrisul lui când era grăbit. Mm-hmm. Oh, știți, nu seamănă aproape deloc cu scrisul lui obișnuit. Scumpa mea, nu fi speriată. Toate se vor sfârși cu bine. E la mijloc o greșeală care nu poate fi îndreptată prea curând. Ai răbdare și așteaptă, Neville. Da. E scris cu creionul pe pagina albă de la începutul unei cărți, in octavo, fără filigranul fabricantului. Da. A fost pusă azi la poșta din Gravesend de un om cu degetele murdare. Mm-hmm. Și lipiciul plicului, da, a fost lins de un om care mestecă tutun. Da. Așadar, doamnă, vă rog, nu aveți nicio îndoială că e scrisul soțului? A, nu, nu, absolut niciuna. Neville a scris aceste rânduri. Dar dacă soțul dumneavoastră e în viață și e în stare să scrie scrisori, de ce ar sta departe de dumneavoastră? Ha, nu-mi pot închipui, nu. E de neînțeles. Și luni nu v-a spus nimic înainte de a pleca? Nimic. Și ați fost surprinsă văzându-l în Swamden Lane? Cum? Chiar foarte surprinsă. Fereastra era deschisă? Da. Atunci ar fi putut să vă strige, nu? Da, desigur. Dar, după câte am înțeles, n-a scos decât un strigăt nearticulat, un strigăt de ajutor, după câte vi s-a părut, nu? Da, da. Și a făcut semn cu mâinile. Dar putea fi și un strigăt de surprindere. Uimirea care l-a cuprins, văzându-vă pe neașteptate, ar fi putut să-l facă să ridice mâinile în sus, nu? Se prea poate. Iar dumneavoastră ați crezut că a fost tras înapoi. A dispărut atât de brusc, domnule. Poate o fi sărit înapoi. N-ați mai văzut pe nimeni altcineva în odaie? Nu, nu, dar bărbatul acela înspăimântător a mărturisit că se afla acolo, iar indianul era la picioarele scării. După cât ați putut vedea, soțul dumneavoastră era îmbrăcat cu hainele lui obișnuite. Da, dar fără guler și cravată. Am văzut limpede că era cu gâtul gol. Foarte limpede. A pomenit vreodată de Swamden Lane? Oh, nu, niciodată. A dat vreodată semne că ar fi fumat opium? Oh, nici când. Mulțumesc, doamnă Sinclair. Acestea sunt punctele principale asupra cărora am vrut să fiu pe deplin lămurit. Acum o să ne retragem. Am senzația că mâine vom avea o zi foarte, foarte agitată. Doamnă Sinclair? Vă mulțumesc, domnilor. Bună dimineața, Watson. Bună dimineața, deja te-ai trezit, Holmes? Dar este ora 4:25. Nici măcar n-am dormit. Ești pregătit sufletește pentru o plimbare cu trăsura? Nu, desigur. Atunci îmbracă-te. Da. Deocamdată nu se mișcă nimeni prin casă, dar știu unde doarme grăjdarul și curând docarul va fi gata. Vreau să-mi verific o mică teorie. Știi, Watson, cred că te afli în fața unuia dintre cei mai mari zevzeci din Europa. Cum? Aș merita să-mi dea cineva un picior undeva și să mă arunce până în Charing Cross. Și totuși, cred că am descoperit în sfârșit cheia afacerii. Cheia afacerii? Mm-hmm. Unde, dragul meu Holmes? În baie. Da, da, nu glumesc deloc. Chiar acum vin de acolo. Am scos-o și am pus-o aici, în geamantană. Hai să vedem dacă se potrivește cheia în broască. Să mergem. Din anume punct de vedere, a fost un caz unic. Mărturisesc că am fost orb ca o cârtiță. Ei, Sherlock. Dar e mai bine să mă deștept mai târziu decât niciodată. Iată, ne ajungi în Bow Street. Cunoști locul, nu? O, firește, comisariatul. Mm-hmm. Să intrăm. Da, te rog.
dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Cine este astăzi de serviciu? Inspectorul Bradstreet. Oh, iată-l că vine. Ei, bună Bradstreet. Ce mai faci? Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Holmes. Bună dimineața, doctore Watson. Bradstreet, aș vrea să schimbăm două vorbe. Desigur, desigur, domnule Holmes. Poftiți la mine în birou. Da, să mergem. Te rog. Luați loc. Mulțumim. Cu ce-ți pot fi de folos, domnule Holmes? Am venit în chestiunea cerșetorului aceluia bun, cel acuzat că ar fi implicat în dispariția domnului Neville St. Clair din Lee. Da, a fost adus la noi și reținut pentru completarea dosarului. Da, am auzit. E aici? În celulă. E liniștit? Da, nu dă nimănui de furcă, dar e cumplit de murdar. Murdar? Murdar? Da, abia reușim să-l facem să se spele pe mâini, iar fața lui e murdară ca a unui tinichigiu. Când o să ne lămurim ce e cu el, o să-i facem baie cum trebuie, așa, ca la închisoare. Și cred că dacă l-ați vedea, ați fi de acord cu mine că tocmai de asta are mare nevoie. Țin chiar foarte mult să-l văd. Serios? Da. Nimic mai ușor. Poftiți pe aici. Da. Puteți lăsa geamantanul în birou. Nu? Nu, mai bine îl iau cu mine. Cum doriți. Pe aici, vă rog. Da. A treia celulă pe dreapta. Doamne, îl puteți vedea foarte bine. Ce ziceți, ce frumos e? Fără îndoială că are nevoie de apă și săpun. M-am gândit la asta, așa că am adus cele trebuincioase. Watson. Da? Dacă ai vrea să mă ajuți. Desigur, dragă. Așa. Acum, dacă vrei să deschizi ușa, cât de curând voi face să arate ca lumea. Să intrăm. Așa. Te rog. Așa. Ajută-mă o clipă, dragă Watson. Da. Puțină apă. Așa. Întoarce-l ușor să nu se trezească. Așa. Dă puțin și... Așa. Oh. Oh. Domnii mei, permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Neville St. Clair din localitatea Lee, comitatul Kent. Dumnezeule mare! Extraordinar! E chiar dispărutul. Doar îl cunosc din fotografie. Fie și așa. Dar dacă nu vă supărați, ce acuzație mi se aduce? Că l-ai făcut să dispară pe domnul Neville St. Clair? Ia stai un pic. Nu te pot acuza decât de o eventuală încercare de sinucidere. Fantastic! Lucrezi de atâția ani în poliție, dar cazul ăsta zău că le întrece pe toate. Dacă eu sunt Neville St. Clair, atunci e limpede că nu s-a comis nicio crimă. În acest caz, sunt deținut pe nedrept. N-a fost comisă nicio crimă, ci doar o mare eroare. Era mai bine dacă aveai încredere în soția dumitale. Nu de soția mea mă ascundeam, ci de copii. De copii? Nu voiam să le fie rușine de tatăl lor. Oh, Doamne! Acum m-am dat de gol. Ce să mă fac? Dacă lași cazul pe mâna unui tribunal, va fi imposibil să nu se facă publicitate. Pe de altă parte, dacă vei convinge autoritățile polițienești că nu te-ai făcut vinovat de nimic, nu văd de ce amănuntele acestea ar mai ajunge în jurnale. Sunt convins că inspectorul Bradstreet va fi amabil să noteze ce vei dori să declari autorităților în drept. Desigur. Astfel, cazul n-ar fi niciodată deferit vreunui tribunal. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai degrabă aș fi îndurat închisoarea, ba chiar și execuția, decât să las ca taina mea nenorocită să arunce o pată asupra numelui copiilor mei. Domnule Neville, care este totuși povestea dumneavoastră? Veți fi primii care o veți auzi. Și mai mult ca sigur, ultimii. Fără îndoială. Așadar, tatăl meu a fost învățător în Chesterfield, unde am primit și eu o educație aleasă. În tinerețe m-am apucat de teatru. Apoi am ajuns reporter la un ziar de seară din Londra. Într-o zi, directorul ziarului mi-a cerut o serie de articole despre cerșetorii din Londra. Acesta a fost punctul de plecare al tuturor peripețiilor mele. Interesant.
Numai încercând cerșetoria ca amator, am izbutit să adun faptele pe care îmi puteam baza articolele. Interesant, foarte interesant. Da, aveți dreptate. Ca actor, învățasem toate tainele machiajului. Mi se dusese vestea în lumea teatrului pentru măestria mea în această privință. A, și ați profitat de această îndemânare. Exact. M-am machiat cât mai cumplit. Mi-am desenat o cicatrice de toată frumusețea și mi-am prins cu un mic plasture de culoare a pielii colțul buzei, răsucind-o în sus. Apoi, cu o perucă roșie și haine potrivite, m-am înființat în partea cea mai aglomerată a city-ului, făcând pe negustorul de chibrituri, dar în realitate ca cerșetor. Timp de 7 ceasuri mi-am exersat profesiunea. Iar când m-am întors seara acasă, am descoperit, spre marea mea surprindere, că strânsesem numai puțin de 26 de șilingi și 4 penii. Și mi-am scris articolele fără să mă mai gândesc la asta. Până într-o zi, când a trebuit să plătesc suma de 25 de lire pentru că girasem o poliță a unui prieten. Dădeam din colț în colț și nu știam de unde să scot banii. Înțeleg, domnule Neville. Și atunci v-a venit ideea. Da, așa cum ziceți. Mi-am luat un mic concediu și mi-am petrecut timpul travestit ca cercetător în city. În 10 zile am scos banii și mi-am plătit datoria. Vă puteți închipui ce greu a fost să mă apuc iarăși de o slujbă nevoioasă. Desigur. Pentru 2 lire pe săptămână, când știam că pot câștiga atât într-o singură zi, numai stând nemișcat și mânjindu-mă cu vopsea. Vă mărturisesc că s-a dat o luptă îndelungată între mândria mea și dorința de a câștiga banii. Dar în cele din urmă, ochiul dracului a învins, nu? Am lăsat baltă gazetăria și mi-am luat locul de cerșit zilnic. Un singur om îmi mai cunoștea taina. Patronul speluncii din Sondenheim? Da, pentru că de acolo puteam ieși în fiecare dimineață cu înfățișarea unui cerșetor jegos și tot acolo mă transformam seara într-o persoană mondenă și bine îmbrăcată. Foarte curând mi-am dat seama că puteam pune deoparte sume însemnate de bani. Nu vreau să spun că orice amărât de pe străzile Londrei poate câștiga 700 de lire pe an, ceea ce reprezintă ceva mai puțin decât media încasărilor mele. Dar eu aveam avantajul unui excepțional dar în arta machiajului și al unei mari ușurințe în a răspunde la glumele oamenilor, pe care de altfel mi-am sporit-o prin exercițiu. Și asta m-a făcut o personalitate binecunoscută în city. Ziua în care nu adunam cel puțin 2 lire era fără îndoială o zi proastă. E, și bolovanul a pornit la vale. Cam așa ceva. Pe măsură ce mă îmbogățeam, deveneam și mai ambițios. Așa că mi-am luat o casă la țară și în cele din urmă m-am căsătorit. Scumpa mea soție știa doar că am mereu treburi în city, fără să bănuiască nimic. Lunea trecută, tocmai îmi încheiasem ziua și mă îmbrăcam în camera de deasupra tavernei fumătorilor de opium, când, privind pe fereastră, am văzut, spre marea mea groază și uluire, că soția mea stă pe stradă, cu privirea ațintită asupra mea. Exact cum ne-a da, am scos un strigă de surprindere, am ridicat mâinile ca să-mi acopăr fața și l-am implorat pe patron, pe indian, adică, să împiedice pe oricine ar vrea să urce în camera mea. Mi-am aruncat hainele de pe mine, le-am tras la loc pe cele de cerșetor, m-am machiat și mi-am pus peruca. M-am gândit însă că, dacă se va face percheziție în cameră, hainele m-ar fi putut răda. Logic. Da, atunci am deschis larg fereastra și din grabă mi-am făcut să sângereze o mică rană pe care mi-o făcusem dimineața în dormitor. Da, restul îl știm, mă rog, l-am dedus. Ați aruncat haina cu monede în apă, sperând că va dispărea în valurile Tamisei. Aș fi încercat să fac la fel și cu celelalte haine, dar au năvălit polițiștii care, spre marea mea ușurare, m-au identificat ca fiind nu Neville St. Clair, ci ucigașul lui. Și ce aveți de gând să faceți mai departe? Eram hotărât să-mi păstrez cât mai mult timp masca și de aceea preferam să nu mă spăl. Bănuind că soția mea va fi grozav de neliniștită, mi-am scos pe furișinelul și l-am încredințat patronului tavernei alături de câteva cuvinte pe care le-am scris în mare grabă soției. Abia ieri a primit scrisoarea. Exact. Doamne Dumnezeule, prin ce chinuri trebuie să fi trecut o săptămână de zile? Poliția l-a ținut sub supraveghere pe indian. E de la sine înțeles că i-a fost greu să pună la poștă o scrisoare fără să fie văzut. Da, probabil i-a dat-o vreunui marinar care e clientul speluncii și și-o fi adus aminte doar după câteva zile, nu? Da, da, așa trebuie să fie. Dar spuneți-mi, n-ați avut niciodată de furcă cu autoritățile pentru că practicați cerșetoria? Oh, de mai multe ori.
Dar ce conta pentru mine o amendă? Va trebui însă să te oprești aici. Pentru ca poliția să poată mușamaliza afacerea, Hugh Boone trebuie să dispară. Deja am făcut acest jurământ cu mine însumi. Cel mai sfânt legământ care s-ar putea face. Sunt convins că vă veți ține de cuvânt. Domnule Holmes, da? Vă rămânem profund îndatorați pentru că ați lămurit acest caz ciudat, să recunoaștem. Aș da oricât să aflu cum ați ajuns la acest uimitor rezultat. De data asta, mai simplu ca de obicei. Am reflectat o noapte întreagă, timp în care amicul meu, distinsul Dr. Watson, a dormit ca un prunc. Watson, dragă, cred că dacă mergem acum cu docarul în Baker Street, ajungem tocmai la timp pentru gustarea de dimineață. Ai dreptate, să mergem. La revedere, domnilor. La revedere, la revedere. Te rog. Toarea. Sherlock Holmes, Mircea Constantinescu, doctorul Watson, Eugen Cristea, Kate Whitney, Janine Stavarache, doamna Sinclair, Cristina Deleanu, Neville, Cosmin Șofron, Aiza, Ștefan Velniciuc, inspectorul Brad Street, Dragoș Ionescu, soția lui Watson, Daniela Minoiu, servitorul malaiez, Gheorghe Pufulete, Mărtil, Magda Duțu, asistența tehnică, Stella Botez și Mădălin Cristescu, regia de studio, Milica Crinicianu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia artistică, Eugen Cristea, realizator, Vasile Manta.